Afecțiunile prostatei sunt foarte frecvente în rândul bărbaților cu vârsta peste 50 de ani. Înțeleg că aproape jumătate dintre aceștia suferă de o astfel de boală. Este corect. Este corect. Informația este corectă, statistica este corectă și pe plan european și nord-american mai ales, pentru că acestea sunt statisticile la care ne raportăm și le transpunem în această zonă geografică unde facem și noi parte, tot în spațiu european, cam jumătate din bolnavii, din bărbații trecuți de 50 de ani, încep să aibă semne de suferință generate de prostată, de mărirea în volum a prostatei, cel mai adesea mărirea în sens benign, a hiperplaziei benigne de prostată sau adenomă de prostată, cum îl denumim în mod obișnuit. Este aceasta strict o cauză a îmbătrânirii sau există și alte cauze specifice? Este, dacă pot să mă exprim așa, o formă pentru bărbat de a intra în vârstă, acumulând modificări din partea prostatei care ajung să se manifeste printr-o suferință anume sau printr-un manunchi de suferințe, de semne și simptome. Care sunt cele mai frecvente afecțiunile prostatei? Ele se grupează în principiu în două categorii mari. Unele sunt tumorale, deci ceva ce crește în prostată, și altele inflamatorii. Cele mai importante, evident, sunt cele tumorale. Și acestea se împart și ele în două categorii, în două grupe. Unele sunt benigne, deci netumorale, necanceroase, cum este adenoma de prostată, este exemplificarea standard pentru prostată, și altele sunt din categoria neoplasmelor, a cancerului, respectiv a cancerului de prostată, care este și cel mai frecvent cancer al bărbatului și își dispută locul întâi în patologia neoplazică umană cu cancerul pulmonar. În unele statistici, cancerul prostatic este cel mai frecvent, în alte statistici, pe locul 1, este dat cancerul pulmonar. Cum afectează această primă grupă de afecțiuni viața pacientului? Ce simptome îl ajută să recunoască o astfel de afecțiune? Dacă ne referim plecând de la anatomia aparatului urinar și genital masculin, la faptul că vezica urinară își continuă tractul urinar prin canalul numit uretră, prin care conținutul vezicii, respectiv urina, se elimină la exterior prin actul micțiunii și că această uretră trece prin mijlocul prostatei, atunci ne imaginăm că atunci când prostata se mărește, se hiperplaziază, ea fiind o structură cu țesut solid, practic provoacă un fel de compresie laterală asupra conductului uretral, de unde și dificultatea de a urina. Deci bolnavul sau subiectul cu hiperplazie benignă de prostată urinează cu greutate, urinează mai frecvent, urinează incomplet, în sensul că își evacuează vezica urinară incomplet. Acestea ar fi primele semne care apar și de regulă apar la subiecții trecuți de 50-55 de ani, cu mai multă exprimare în cursul nopții. În paranteză menționez că, în mod normal, un bărbat sau un subiect nu urinează niciodată sau ce mult toată noaptea, în condiții de hidratare normală. Ori atunci când apare o astfel de manifestare din cauza prostatei, apar 2 micțiuni, 3 micțiuni, 4 micțiuni sau mai multe în cursul nopții, ceea ce evident obosește pe un astfel de subiect. Prezența acestor simptome certifică diagnosticul de adenom de prostată sau mai există și alți factori care contribuie? Cu certitudine, nu numai aceste simptome pot fi atribuite adenomului de prostată. Ele apar și în cancerul de prostată, pot să apară până la un punct și în cancerul vezical, pot să apară și în niște afecțiuni ale uretrei, pot să apară și în alte afecțiuni inflamatorii. Deci aceste semne și simptome sunt legate într-un fel de prostată, dar nu neapărat numai de prostată, așa încât apariția lor atrage atenția spre faptului că zona aparatului urinar inferior este în suferință, dar tipul de suferință și ce organ și natura suferinței care a indus această simptomatologie se cere investigată și elucidată. Este obligatoriu ca mărimea prostatei să fie în concordanță cu intensitatea simptomelor? De regulă nu. Există modificări ale prostatei foarte mici, prostate care se măresc în dimensiuni imperceptibile sau foarte puțin față de cele normale, care dau o simptomatologie foarte exprimată, și altele care sunt prostate hiperplaziate la dimensiuni de 80, 100, 150 de grame, la care simptomatologia este foarte frustă sau uneori chiar absentă. Există anumite dovezi clare legate de faptul că obezitatea sau alimentația sau fumatul pot contribui la declanșarea
adenomului de prostată? Nu avem o evidență medicală în acest sens. Evident că obezitatea este un factor care induce foarte multe modificări în organism, în sens patologic. Este posibil să acționeze și asupra prostatei în acest sens. Nu există o evidență medicală în acest fel, dar există evidență medicală că în condițiile obezității, în sfera aparatului urinar, de exemplu, apare mai frecvent cancerul de rinichi. Nu cancerul de prostată, cancerul renal. Alte condiții, cum ar fi cele alimentare sau fumatul, în principiu nu au o legătură absolut directă cu prostata. Dar în privința hipertensiunii și a diabetului, acesta au un statut special? Nici hipertensiunea și nici diabetul asupra prostatei în sine. Și hipertensiunea și diabetul au influență mai ales asupra rinichiului, asupra vaselor rinichiului și a parenchimului renal și apoi asupra structurilor organismului, în măsura în care și diabetul și hipertensiunea sunt afecțiuni sistemice și afectează toate structurile organismului. Câți pacienți cu adenom de prostată estimați că se tratează corespunzător la noi în țară? Estimările noastre sunt o referire la o statistică la populația masculină a țării trecută de 50 de ani. Se apreciază că la o populație de mai mult de 3 milioane de bărbați peste 50 de ani ar fi afectați de suferințe prostatice de un fel sau de altul, cam 900.000 de subiecte de bărbați. Statisticile medicale în România arată că ajung la tratament pentru prostată în fiecare an cam 200.000 de bărbați, ceea ce înseamnă mai puțin de un sfert, ceea ce se traduce printr-o statistică destul de puțin optimistă pentru accesul unui subiect, a unui bărbat de peste 50 ani, la diagnostic și la tratament în condiția unei suferințe generate de prostată. Ce se întâmplă cu ceilalți bolnavi? Și bolnavi, fără de cu multă, o lungă perioadă de timp rămân nediagnosticați și cu urmare fără tratament. O bună parte dintre ei vor ajunge la tratament cândva în stadii de afecțiune mult mai avansată, când de altfel lucrurile sunt ajunse până acolo încât redresarea este uneori imposibilă, iar unii dintre ei, așa cum se întâmplă în biologia generală, având coexistențe morbide pe care unele le-ați amintit și dumneavoastră, precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, afecțiuni respiratorii, afecțiuni hepatice, ajung să-și trateze ca prima afecțiune altele din afara aparatului urinar și nu afecțiunea din sfera aparatului urinar și ajung chiar unii subiecti ai noștri să se și prăpădească la anumite vârste cu afecțiunile prostate, dar nu din cauza afecțiunilor prostate. Este tratamentul chirurgical o soluție pentru pacienții cu adenom de prostată? În anumite stadii, da, atunci când tratamentul medicamentos, care în momentul de față este nuanțat, care atinge mai multe verigi ale simptomelor declanșate de o prostată bolnavă, atunci când tratamentul medicamentos nu mai este eficient și atunci când apar eventual o serie de complicații, fără îndoială că tratamentul chirurgical este cel care rezolvă afecțiunea de bază și simptomatologia. Tratamentul medicamentos în ce constă? Cum se administrează asta? Oricum este individualizat pentru fiecare pacient în parte. Fără îndoială că este individualizat, noi ne referim la tratamentul medicamentos în privința prostatei, la adenomul de prostată. Tratamentul medicamentos are două verigi majore. Pe de o parte, încearcă să micșoreze volumul prostatei și micșorând volumul prostatei scade compresia pe care o face prostata asupra uretrei și face urinarea mai ușoară, ceea ce se obține prin administrarea de medicamente inhibitoare a unei enzime numită 5-alfa-reductază, reușind în felul acesta să scadă volumul prostatei cam cu 25%, cam cu un sfert din punctul de plecare. Deci dacă tratăm o prostată, se spune, de 80 de grame, înseamnă că după un an de tratament, adenomul de prostată și prostata în sine își reduce greutatea la 60 de grame. Și atunci, fără îndoială, în mod normal, se reduce și simptomatologia, deci se ameliorează și simptomatologia. Iar pe de altă parte, o altă verigă de tratament medicamentos constă în relaxarea, dacă pot să spun așa, a sistemului sfincterian subvezical, care este modificat, este hiperton în condițiile modificărilor induse de prostată, ceea ce face ca urinarea să fie mai ușoară și vezi că urinarea să golească complet sau aproape complet. Acestea sunt cele două principii de acțiune ale tratamentului medicamentos, administrate separat sau în asociație, în funcție de pacient, particularizat, cum ați menționat dumneavoastră, rezultatele pot fi maximale și ele pot fi obținute și menținute pentru ani de zile, pentru perioade uneori lungi de timp. Există însă în evoluția unui adenom de prostată și un moment, la cei mai mulți dintre bolnavi, în care tratamentul medicamentos devine ineficient, apar complicații date de adenomă de prostată care presupun rezolvarea pe cale chirurgicală.
Se poate discuta de prevenție în cazul adenomului de prostată? În mod normal nu, pentru că, dacă vreți, apariția adenomului de prostată face parte integrantă din condiția unui bărbat de a înainta în vârstă. Cu alte cuvinte, toți bărbații și toți subiecții dorind să trăiască mai mult, implicit vor avea și niște modificări în diverse gradele prostatei, așa încât cu cât înaintăm mai mult în vârstă, cu atât modificările induse în prostată și consecutiv simptomatologia dată de aceste modificări este mai intensă sau afectează o proporție mai mare de bolnavi. De altfel, o altă afecțiune prostatei, cum este cancerul, care apare și ea tot mai frecvent pe măsură ce bolnavul înaintează, subiectul înaintează în vârstă, ar fi să fie întâlnită la toți, deci în proporție de 100%, dacă longevitatea masculină ar atinge 120 de ani. Dacă toți bărbații trăiesc 120 de ani, ar însemna că toți ar avea cancer de prostată. Biologia face că nu toți bărbații se ajung la 120 de ani, așa încât nu se poate vorbi de faptul că fiecare bărbat trecut de anumită vârstă trebuie să aibă obligatoriu și cancer de prostată manifest clinic. Înțeleg că în această situație screeningul ajută doar la depistarea precoce a acestor afecțiuni. Da, aveți perfectă dreptate. Screeningul este foarte important și îl privește populația aparent sănătoasă. Deci subiecții care nu au o simptomatologie specifică, dar la care se presupune că ar putea să existe o afecțiune într-un stadiu incipient, dar care încă nu s-a manifestat. Ori diagnosticarea unei astfel de afecțiuni într-un stadiu incipient, fără simptomatologie exprimată, ar însemna diagnostic într-un stadiu inițial, precoce, și ca urmare aplicarea unui tratament de orice natură ar fi el, dar mai ales dacă este vorba de tratament chirurgical, într-un stadiu în care vindecarea este quasi sigură. Când ar trebui începută această monitorizare a prostatei de către un posibil pacient? Deci toate protocolele de diagnostic și de tratament în această afecțiune, atât cele europene cât și cele americane, și prin translație și cele românești, ale Asociației Române de Urologie, pentru că noi facem parte integrantă din Asociația Europeană de Urologie, prevăd ca după vârsta de 50 de ani, fiecare subiect masculin, fiecare bărbat, să-și evalueze o dată pe an aparatul urinar, în special prostata, prin efectuarea unui test numit antigenul specific prostatic, este o analiză simplă care se face în sânge, și a unei ecografii de aparat urinar pentru a ști dacă ceea ce înseamnă o funcționalitate aparent normală la un moment dat nu este asociată și cu o stare de boală aflată la început. Deci facem tot efortul ca să surprindem astfel de afecțiuni într-un stadiu incipient. Deci după 50 de ani, anual, fiecare subiect care se consideră sănătos ar fi să fie evaluat cel puțin prin aceste două teste, la care se poate adăuga un altul clinic, tot și orectal. Dacă apar semne de tip urinare frecventă, urinare dificilă, urinare vezicală, evacuare vezicală incompletă, fără îndoială că evaluarea va fi făcută atunci când apare această simptomatologie. Chiar și înaintea vârstei de 50 de ani. Chiar și înaintea vârstei respective sau după această vârstă, dacă nu s-a făcut până atunci, în așa fel încât, știind că o simptomatologie este generată de o anumită afecțiune sau de un anumit organ, să putem stabili care este organul sau afecțiunea care determină simptomatologia respectivă, deci să avem un diagnostic și consecutiv diagnosticul, evident, să putem prefigura un tratament adecvat stării respective.